E o mare problemă cu jucăriile de plastic. Dincolo de factorul acesta poluant pe care l-ai menționat, mai există o mare problemă cu jucăriile. Dincolo de faptul că sunt prea multe și ne stau în cap. Și problema e că mergi cu copilul în magazin și spune vreau și vreau. Sunt poziționate strategic. Da. Dincolo de asta, sunt shiny și au beculețe și în cutiile acelea și ambalajele și părintele, dacă are și posibilitatea financiară să o facă, le cumpără și încă un joc și încă un joc. Doar că sunt foarte plictisitoare și copilul se plictisește foarte repede de ele, le desface, se joacă 10 minute și gata, cutia ajunge pe șifonier sau un raft și copilul iar cere o jucărie și încă o jucărie. Și asta este o mare problemă cu jucăriile astăzi, sunt foarte descriptive. Ce înseamnă asta? Voi vă mai aduceți aminte ce puteam noi să facem cu o bucată de lemn? Da, sau cu, nu știu, o bucată de lemn, o pernă. Care putea să devină mitralieră, pușcă, păpușică, baghetă, păpușă, da, de toate. Sau cornetele. Sau cornetele, da, da. Sau ce puteam să facem cu câțiva metri de elastic? Da, a, mare distracție. Jocuri olimpice. Și te antrenai.